Albumina reprezintă 10% din toate proteinele produse la noi în corp, dar corpul nostru produce aproximativ cam 20.000 de proteine. Pentru a forma proteina, ficatul nostru are nevoie ca să fie degradați toți 20 de aminoacizi cunoscuți, 9 esențiali și 11 pe care se poată să-i creeze, să-i sintetizeze corpul prin aminare și dezaminare. La fel cum este nevoie de toate enzimele pe traseu. Vorbim de pepsina din stomac, vorbim de enzimele din pancreas pentru degradarea proteinelor. Dacă nivelul de albumină a scăzut în sânge, înseamnă că cu siguranță este problema cu ficatul, este problema cu enzimele noastre din intestin, pancreas și din stomac, la fel cum s-ar putea că deja există o problemă cu rinichii și această albumină este scăpată în urină.